Fermierii sălăjeni pot achiziționarea motorinei pentru a fi utilizată exclusiv în agricultură în perioada cuprinsă între 5 mai și 10 iunie 2014. Potrivit APIA, executivul a adoptat normele metodologice privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură la ședința de guvern de Miercuri. La mijlocul săptămânii trecute, Agenția de Plăși Intervenție pentru Agricultură a anunțat că au ajuns în conturile fermierilor 120 de milioane de lei pentru subvenția la motorină în perioada 9-14 aprilie 2014. Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a diferenței dintre acciza standard și acciza redusă pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură. După introducerea de la 1 aprilie accizei suplimentare de 7 euro la carburanți, autoritățile din agricultură au promis fermierilor că vor crește și subvenția la motorină de la 1,51 lei per litru, cât era în prima parte a anului, la 1,8 lei per litru, începând din al doilea trimestru al anului. Fermierii nu plătesc acciză, indiferent cât este ea de mare, decât 21 de euro pe tonă. Diferența până la 330 de euro sau 400, cât este acum acciza, va fi suportată de către bugetul Ministerului Agriculturii, a declarat ministrul Dan Constantin. Cantitățile de motorină ce fac obiectul acestui ajutor de stat se stabilesc prin ordin al Ministrului Agriculturii, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.